Deci cum s-a putut să plece 2 miliarde de euro vreme de 15 ani în România ca astăzi să ajungem la un sechestru? Este foarte simplu, astfel de sumă care este istorică din două puncte de vedere. Pe de o parte, de nivelul legat de sumă, pe de altă parte, cu asemenea sumă sechestrată inclusiv la bănci din străinătate, deținute de către, sume deținute de către Lukoil. Cum s-a ajuns? Părerea mea este că a existat o anumită protecție, chiar protecție instituțională, respectiv aceste sume, dacă ceea ce spun procurorii este adevărat, ele nu au putut să intre și să plece așa cum vroiau ei, care ceea ce pentru procurori reprezintă suspiciuni de spălare de bani și evaziune fiscală, decât dacă exista o anumită protecție. Dacă există indicii pentru această protecție, sigur că există. Vă reamintesc că în toamna anului trecut, atunci când tot procurorii de la Ploiești au pus sechestru pe sume în echivalent a 230 de milioane de euro, sume și active în echivalent a 230 de milioane de euro, chiar primul ministru al României a ieșit atunci să apere compania Lukoil, spunând să se pierde 3.500 de locuri de muncă. M-am întrebat atunci, așa cum mă întrebam și când Traian Băsescu îi lua apărarea lui Puiu Popoviciu, când era cercetat de procurori, domne, omul ăsta creează locuri de muncă, spune atunci Traian Băsescu despre Puiu Popoviciu. Așa spunea și Victor Ponta despre Lukoil. Deci este clar că o companie care a avut capacitatea să ajungă la un prim-ministru al României și să-l determine să ia apărarea, a beneficiat cel puțin în trecut de o anumită protecție. Rămâne de văzut cât din acuzațiile procurorilor sunt adevărate, însă dacă ceea ce se scrie în comunicat este adevărat, vorbim despre o operațiune de spălare de bani la nivel internațional și sunt convins că organele de cercetare penală din România cooperează cu organele de cercetare penală din Europa, ceea ce iarăși este o premieră la nivelul unei asemenea sume. Citesc eu un pic din comunicat, spune așa: cercetările au stabilit faptul că suspectul, care în această calitate este o persoană juridică, și asta e interesant, Petrotel Lukoil Ploiești, a rambursat în baza unor contracte cu titlu de împrumut acționarului majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda suma de 1 miliard 500 de milioane de dolari și 552 de milioane de euro cu justificarea restituire creditare. Deci ei scoteau profitul din România, banii din România, îi duceau în Olanda, spunând, domnule, plătim un împrumut pe care compania mamă ni l-a dat la o anumită dată. Cred că e un pic mai complex decât atât, Cătălin, pentru că nu cred că aceste profituri erau realizate de compania Petrotel Lukoil în România în integralitatea lor.